Între cele 54 de servicii publice care se adresează cetățenilor, serviciile oferite prin intermediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară se află între primele 8 ca nivel de prioritate, alături de eliberarea actelor de identitate, construirea sau achiziționarea unui imobil, vânzarea, cumpărarea sau înmatricularea autovehiculelor, obligațiile fiscale și alte taxe către bugetul local și bugetul de stat. Ieri s-a inaugurat la Roman un nou sediu al biroului Oficiului de Cadastru Neamț. La eveniment au participat prefectul județului George Lazăr, directorul Oficiului Județean Simeon Stâncel, comisarul Vlad Ciurea de la Protecția Consumatorului și primarul Romanului Lucian Micu. Demersurile pentru construirea sediului au început din anul 2005, când am preluat activitatea de carte funciară de la Ministerul Justiției. Dar primul pas l-am realizat în 2015, când prin hotărârea Consiliului Local Roman mi s-a transmis în administrare suprafața de 497 de metri pătrați cu destinația de teren pentru construirea sediului de carte funciară. Trebuie să mulțumesc cu această ocazie domnului deputat Laurențiu Leoreanu, care la vremea aceea era primarul municipiului, dar și inițiatorul hotărârii de Consiliu Local prin care ni s-a transmis terenul despre care vorbeam. Deschiderea acestui birou la Roman constituie un reușit demers de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor prin economisirea resurselor pentru accesarea diferitelor tipuri de servicii, financiare, de timp și informaționale. E o investiție importantă la care am ținut să participăm împreună, pentru că e o zonă de deschidere pentru romașcani și, așa cum a anunțat domnul director la început, un pas important și un ajutor serios în realizarea acestei investiții l-a avut primăria municipiului Roman. Pe de o parte, domnul primar Lucian Micu, care a ținut aproape și a dat întotdeauna sprijin și ajutor celor de la ANCPI, constructorilor și celor care au operat în zonă pentru a realiza această investiție, și se poate mândri și domnul primar astăzi că în Roman este o instituție modernă care înseamnă Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru că, în primul rând, această instituție deservește interesele și problemele curente ale romașcanilor. Biroul de Carte Funciară din Roman va facilita o serie de activități specifice, în principal înscrierea în carte funciară și înregistrarea tranzacțiilor imobiliare. Să vă fie de bine în casă nouă, vă dorim multă sănătate, mult succes în deservirea interesului tuturor cetățenilor și, bineînțeles, să reușim împreună să facem cât mai multe locuri frumoase, astfel încât și această zonă a Romanului să încercăm să o modernizăm. După investițiile în infrastructură ale primăriei în această zonă, vom continua cu aceste investiții în infrastructură, astfel încât întreaga zonă să crească și din punct de vedere urbanistic. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Roman va deservi populația din 29 de OAT-uri din zona Roman, ceea ce reprezintă peste 33% din populația județului Neamț.